Ne aflăm în Exploring Together 3.2, ediția de Meridional, un traseu pe care l-ați mai văzut, dar avem alte personaje. În această expediție suntem 10 mașini. Dacă merge greu. Bun, nu te speria, se ridică frumos de roată. Orice ai face să nu frânezi tare. Nu avem nicio captură momentan, dar sperăm. Un pic rece, dar nu vreau să recunosc, să nu mă audă Kiwi. Și tu mai poți să vii după mine, că mai este loc aici, dacă n-ai unde să stai. Trecul era către alt loc de campare, nu am găsit liber când am fost și am găsit unul mai șmecher. Are o bandă LED care se conectează la priza auto. La o priză auto. Aveți... Da, bineînțeles, da. Prea sus, parcă 1780 sau ceva de genul. Din câte mi-amintesc, partea de sus are undeva la 1 km 100, partea de jos undeva la 2 km 400, deci undeva la 3 jumate total, iar Poiana, dacă nu mă înșel, drumul roșu are 5 km sau 5 plus ceva. Nu astăzi că mi-e foame. Deja? Dar nu cred că mă calăm asta. Astăzi îți fi căței. Nu știu, Dorin, Marian decide. Bine, te-ai gândit ce faci aici dacă rămâi coma fără frâne? Ai râde, dar anul trecut am rămas eu fără frâne cam cu vreo 5 km înainte de asta și toată am coborât-o fără frâne în a întâia pe reductor, dar într-adevăr le-am zis la toți să mă lase pe mine să cobor primul, să nu stricăm alte mașini. Dacă rămâi fără frâne, de cât se deschid parașuta de aici? Majoritatea care vin aici nu se prea știu. Și vezi pe aici pe canal când sunteți căzuți și tu vii și sari de aici de sus, sari printre ei și te duci mai departe. Ah! Ah! Ce-mi place! Păi
de samurai, ce să mai zic, sau de ăsta. Dacă îi dai drumul frână de mână, 7000 și nu se întâmplă nimica. Un pic rece, dar nu vreau să recunosc, să nu mă audă kiwi. Da, e aici, atunci... Da, ne-am chinuit o țară să găsim locuri drepte de parcare. Aici îți băieți, trage peștele? Mâncăm ceva în seara asta? Din păcate nu. Ceva proaspăt nou? Din păcate nu. Au speriat băieții care au notat. I-au prins pe toți. Nu avem nicio captură momentan, dar sperăm. Așteptăm. Da, când merge greu. Păi nu știu. Iată. Dar aici nu mă uit? Da. Nu, să nu tragem în bol, că nu e ok. Trage unde pui punctul sau ce poți să știi? Asta îl ții cu mâna, aici, normal, știi, și i-a prins noaptea, i-a prins, ca să poți atinge becul. A, e lanterna asta, nu e. Dar să ce-s? Ca să nu dea ăsta, că se strică când o foarte mult acolo, știi, protejează. Ce faci, Chibi? Da, uite, ne încălzim un pic. Nu, Kitty, nu! Hai că rămâne secret! Ioi! Și doamna de la curățenie care este pe balcon și pe geam așa să-l tinde. Iată! Ce faci? Cum ai dormit? Bine, până a început să plouă. Marian, oprește-te! Dă-te jos! E Mădălina sus? Au vrut să mai doarmă un pic, a? Marian, am uitat la asfalt. Dacă vrei, poți să vii să conduci. Avem ploaie în față. Nu știu la unde se vede. Iarna, cum te-a plăcut până acum? Băi, oameni! Hai, dă-i o tură mâine! Poftim? Hai, dă-i o tură mâine să mă plin de praf? Da! Și aproape că atunci pauza de mână să... Zi la comandă, Alex, dreapta. Bun, Alex, dreapta acolo și o să ai o mică încrucișare ca să continui cu dreapta. Alex, dă-mi înapoi.
Cred că îi place mai mult pe iarbă. Știu ce să zic. E frumoasă. Da, vrea, nu, vrea pe aia de iarbă. Aia de pe dreapta are mici șanțulețe, să zic așa. Adică ai urme din alea de roți, dar nu... Cel puțin de câte îmi le aduc eu aminte, erau mici. Adică nu e rău de să rămâi suspendat pe ele. Păcă-i numai bine, nu-i imbibat solul. Mm-hmm. Adică să fie noroi. E chiar Mahomet. Nu știu dacă l-a dubit. Cine zic eu, avem... E, îți dai seama când trebuie să te oprești. Haide, haide. Mai ai vreo 5 km până acolo, cam încă vreo 4-5 de minute. N-ai claxon? N-am claxon. Artur, mai ai împătut? Ce-mi plac pauzele astea, ce-mi plac pauzele astea, simt cum picură fiecare strop din radiator. O ar fi mai ok, oare să luăm un truc, e să mai mărisăm și să le duc o mașină. Nu, că mai sunt vreo 10 km de drum din ăsta forestier ok și după aia vreo 5 de asfalt. Da, se vede aici cotul la 2 metri. Neața, Serghei. Neața. Te iau? Thank you.
Hai încet! Hai încet! Ce fain că nu l-am filmat. Hai că cobor eu să te bine. Să mergem către... Ce? Nu urcă? Nu reușești produs? Nu. Nu, acolo e un... La mijloc îți niște pietre mai ascuțite. Dar fără roată în aer. Am și eu. Fără frică. E bine, încet. Aia e viteza, asta e viteza. Stai dreapta. Haide! Bun, ai trecut! Haide, așa, hai, stânga! Hai! Stânga, cât mai stânga! Bun, dreapta! Bun, dreapta tare! Aia! Bun! Dă-i! Hai! Nu te speria! Dreapta! Bun! Nu te speria, se ridică frumos de roată! Orice ai face să nu frânezi tare! Ai! Ușor, gata, ai trecut! Frână! Bun! Bun, Kitty! Am zis, o miști în continuu, încet! Nu, frână, gaz! Așa! Dreapta! Nu mai opri! Bun! Haide, ușor, încet, mai... Stâng, oprește, Kitty! Încet, am zis, încet. Stânga, bun, haide. Așa, dreapta, mai încet. Asta, cu viteza asta, stânga. Asta-i, dreapta. Încet, nu oprim, încetinim. Dreapta. Nu foarte dreapta. Bun, stânga. Ușor, încet. Ai, încet. Dreapta. Stânga. Hai să accelerez doar încet, cu întâia. Pentru atâta? Așa am pățit și eu. Păi
Așa ai făcut-o, Florin. Da. Florin, te-a văzut următorul să vină după tine? Am văzut pe Florin. Nu, Florinul din spatele tău. Ai văzut pe nimeni din spate. Păi și de ce n-am stat să-i așteptăm? Pe aici n-am vrut să fac stânga acum, trebuie să ajung până mai de metru și după aceea să fac stânga, nu pot altfel. Alexandru, ai văzut cum a rupt pomola? La cine acea de taină? Și Uliu și Vulcan. Toate? Toți, tot ce ai zis noi. Dacă s-a ajuns.